Oamenii zic, de ce există rău pe pământ dacă există un Dumnezeu bun? Dumnezeu trebuia să semene grâu și să nu existe neghină. Da, dar Dumnezeu ar putea să-i omoare pe toți ceilalți și să rămânem noi ăștia buni. Tu unde ai fost? În ce tabără ai fost? Când te-ai întors la Domnul? Acum 4 ani. Dacă făcea Dumnezeu operația asta acum 5 ani, unde erai? Păi mă ardea și pe mine de nu mă vedea. Păi înțelegi? Domnul Iisus zice să nu luăm neghina, să nu rănim și greu. Și greu seamănă cu neghina la unii 15 ani, 20 de ani, 60 de ani. Și ai zice, Doamne, rupe-l! Și Dumnezeu zice, taci din gură, că ăsta îți face greu. Așteaptă. Se întoarce la Dumnezeu și devine greu.